Când auzi domnul Ghinea, tăi, 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 yes. Ghinea, domnul Ghinea, puneți mâna și citiți. Ghinea, Ghinea, domnule Ghinea, mă face să râd. Ghinea, Ghinea, domnul Ghinea, domnul Ghinea, ce să mai zici? Salut, bine ați venit la Mogul TV, cea mai bună televiziune care încă nu există. Astăzi o să vorbim despre Ucraina, Imperiul Rus și România, care nu este în Imperiul Rus, deși a fost cât pe aici de mai multe ori în istoria noastră. O să aflăm astăzi de câte ori au invadat rușii teritoriul românesc. O să aflăm ce s-a schimbat în ultimii ani, în ultimii 31 de ani, pentru că acum 31 de ani s-a schimbat ceva important în istoria noastră. Nu am mai fost vecini cu rușii. De ce? Pentru că a apărut Ucraina. Pentru prima oară după 280 de ani atunci, nu mai aveam graniță comună cu Marele Imperiu Rusesc. Se poate calcula mai multe feluri, dar mie îmi place să calculez în 1711. În 1711 am fost foarte, foarte aproape să intrăm în Imperiul Țarist. Iată cum. În 1711 am luat bătaie de la turci. Da, până la urmă a fost spre bine. În 1711 s-au bătut rușii cu turcii și noi, sau măcar moldovenii, au fost aliați cu rușii. Însă, spre norocul nostru, am luat bătaie. Pentru că era o mare țeapă istorică. Am fi intrat în Imperiul Rus, așa cum au pățit multe alte popoare și o să vă spun imediat cum. Acum, puteți să spuneți, Ghinea, ai luat o razna. Noi cum suntem în țara destine sătătoare, suntem un popor european, civilizat, ce avem noi cu rușii. Așa pot să zică și ucranienii și chiar zic, așa pot să zică și georgienii și armenii și ingușii și cecenii și alte popoare mici care au avut o problemă similară cu noi, dar nu au fost la fel de norocoși. Pentru că ei nu au avut o bătălie de la Stănilești, unde turcii ne-au salvat fundul istoric, bătându-ne. În Moldova domnește Dimitrie Cantemir, un fiu de domn crescut la Stambul, perfect integrat în cultura turcească, pe care turcii îl trimit ca să aibă pe cineva sigur aici. Iau și ei țeapă pentru că Dimitrie se aliază cu Petru cel Mare împotriva turcilor. În 1711 semnează tratatul de la Luțk, care este în Ucraina vis-a-vis. Să se aducă spre cunoștința norodului tratatul semnat de noi la Luțk cu țarul Rusiei, Petru Alexeievici. Petru promite că Moldova va fi independentă de Apunurea, condusă de dinastia Cantemireștilor, că nu se va amesteca în treburile noastre interne și totul va fi bine și frumos. Petru vine la Iași cu alai, iubire mare, pac. Urmează bătălia cu turcii, care are loc la Stănilești pe Prut, unde turcii, spre surpriza tuturor, turcii îi bat pe ruși și pe moldoveni. Și așa am pierdut bătălia care ne-a salvat țara. Acum, voi puteți să ziceți că nu e clar că Rusia nu și-ar fi ținut cuvântul și că Moldova, dacă ar fi câștigat rușii, nu era o națiune independentă, înfloritoare și așa mai departe. Ba, știm aproape sigur, pentru că Rusia a dat acest gen de țeapă mai de mai multe ori, mai multor popoare din regiune. În 1783, ca să se apere de Persia, Georgia a semnat un tratat cu Rusia, prin care ar fi trebuit să rămână o țară liberă, sub protectoratul Rusiei, dinastia locală ar fi trebuit să conducă în continuare și așa mai departe. După doar 13 ani, Rusia a anexat Georgia, așa a intrat Georgia în orbita Imperiului. Rusia, în timp ce încerca să se extindă prin țările române, încă nu începuse expansiunea în Caucaz, apoi au început, aici este Daghestanul, acum partea Rusiei, aici este Cecenia, acum partea Rusiei, și aici este Georgia, care era o țară independentă, a ieșit din istorie, a reapărut după căderea URSS, sperăm să reziste. Dacă tot suntem la harta asta, vedeți aici nordul Mării Negri cu Crimea, care încă nu era cucerit de Rusia, a fost cucerit treptat de-a lungul unor mai multor războaie între ruși și turci, în care am fost implicați și noi. Și fix genul ăsta de țeapă și-a luat Ucraina.
În 1654, Ucraina era parte dintr-un animal politic foarte ciudat, care se numea Republica Polono-Lituaniană. Înainte de asta, fusese parte din Lituania. Dacă nu știați că Lituania s-a întins până la Marea Neagră, aflați acum să ne ferească Dumnezeu să apuce lituanienii să vrea Lituania Mare, că și Putin și Zelenski au pus-o. La un moment dat, Lituania s-a unit cu Polonia și polonezii, fiind mai mulți și mai tari în brand, au luat partea de Ucraina la ei. Polonezii au făcut greșeala istorică să vrea să-i catolicizeze și să-i asimileze pe ucrainieni. De asta și limba actuală ucrainiană seamănă mult mai mult cu poloneza decât cu rusa. Au avut loc mai multe răscoale, cea mai mare a fost cea condusă de hatmanul kazac Bogdan Hmelnitski. În 1654, Bogdan a făcut greșeala istorică de a semna un tratat cu Rusia. Prin tratatul de la 1654, Rusia spunea că Ucraina va fi o țară autonomă, nu se va băga în treburile sale interne, va respecta toate libertățile căzăcești, iar Biserica Ortodoxă Ucrainiană nu va fi supusă Moscovei, va fi supusă doar Patriarhului cel Mare de la Constantinopol. Și ce să vezi, țeapă, Rusia nu și-a respectat promisiunile. Tratatul în 1654 este sărbătorit de ruși ca o mare uniune între Ucraina și Rusia, iar de către ucrainieni ca o mare nenorocire, o mare trădare. Numele lui Bogdan Hmelnitski este blestemat de către patrioții ucrainieni. O, Bogdan, copilul meu, dacă aș fi știut, te-aș fi sugrumat în leagăn. Astea sunt versurile scrise de Taras Shevchenko, cel mai mare poet ucrainian, un fel de Eminescu al lor. Dacă aș fi știut, dacă aș fi știut ce urma să faci, dacă aș fi știut că semnez cu rușii, te-aș fi strâns de gât în leagăn. Puternică metaforă. În următorii 50 de ani, ucrainienii și-au dat seama că au scăpat de dracu și l-au găsit pe fratisul. Efectiv, au avut loc o răscolă după alta, iar în 1708, Ivan Mazepa, hatmanul de atunci, s-a aliat cu Suedia, care era în război cu Rusia. Bătălia de la Poltava, care este tot în Ucraina de astăzi, a fost câștigată de ruși. A fost o mare victorie, Rusia își făcea intrarea pe scena europeană ca o mare, mare putere. După 2 ani, Dimitrie Cantemir se alia cu rușii împotriva turcilor. De asta spun că am fost foarte aproape de a intra în acest imperiu, că era în plină expansiune și ăsta era contextul istoric al venirii lui Petru cel Mare la Iași. Drept răzbunare pentru trădarea lui Ivan Mazepa, rușii omoară vreo 30.000 de civili kazaci ucrainieni, pe principiu că dacă nu ești cu minte și faci gălăgie când te violezi, înseamnă că ești naționalist, fascist și un om hain în general. Puteți să ziceți, bă, dar asta era cu 300 de ani, cine privește pe noi, istoria a trecut de mult. Bă, nu este fix așa, pentru că de atunci, de când am ajuns vecin cu ei, până foarte, foarte recent, Rusia a tot invadat în mod repetat teritoriile românești. De câte ori? Hai să numărăm. Nici nu numărăm 1711, că să spunem că s-a aliat Cantemir cu ei, deși ei erau un război cu turcii și dacă nu s-a aliat Cantemir cu ei, s-a aliat ei cu noi cu forța. Cum vedeți pe harta asta, vorbim de epoca imperiilor. Imperiul rusesc, Imperiul austriac, Imperiul otoman. Așa începe să se deșire Moldova istorică. Pe vremea aceea, Moldova era în granițele sale naturale. În 1739, rușii ocupă o parte din Moldova, ocupă Iașiul, de unde se retrag cu mare greutate. Asta a fost prima invazie. A doua invazie, 1768, un nou război ruso-turc, rușii ocupă ambele principate și Valahia și Moldova. Până la urmă, din acest război, rușii iau Crimeea și austriecii se autoservesc cu o bucată din Moldova, ne iau Bucovina. Papa Suceava, pe vremea aia, nu se furau doar pădurile Bucovinei, se fura Bucovina cu totul. A treia, 1787. A patra, 1806. A cincea, 1811. Din nou mare război ruso-turc și de data asta Rusia este chitită să anexeze cu totul și Moldova și Valahia. Și atenție, anexarea asta ar fi
dus la un cu totul alt curs al istoriei noastre. Ar fi însemnat că nu vom trece prin tot procesul de modernizare, înseamnă dinastie nemțească, înseamnă academie pe model franțuzesc, înseamnă prefex pe model franțuzesc. Tot ce știm despre istoria noastră ar fi fost cu totul altfel. Și dacă vi se pare că este un scenariu fantezist, gândiți-vă din nou. Fix în epoca aia a fost anexată Georgia, a fost anexat Caucazul, a fost supusă cu totul Ucraina, în Ucraina a fost interzisă folosirea limbii ucrainiene și așa mai departe. Nu există un destin predefinit al României. Pur și simplu am avut noroc. Știți cum s-a numit norocul nostru în 1812? Napoleon. În nebunia lui, fără nicio legătură cu România sau cu țările române, avea el agenda sa, pentru că Napoleon a invadat Rusia, a cucerit Moscova și așa mai departe, rușii s-au panicat și au renunțat să mai ceară și Valahia și Moldova întregi, au cerut doar Basarabia, adică tăritori dintre Prut și Nistru, pe care l-au și obținut. Și așa, papa Basarabia, Rusia a rupt o parte dintr-o țară românească. Deci, asta este țara lor, Moldova, Crimeea, Ucraina, asta învață ei la școală când sunt mici, peste tot este țara lor, unde, până unde se întinde Rusia, până unde vrea ea. A șasea, 1828, a șaptea, 1848, papa Revoluție Pașoptistă. Deja situația se schimba, aveam o elită europenizată care învăța la Paris și voia să facă aici la noi, iată, o țară ca afară. România modernă a fost făcută de elita pro-europeană care a avut o Românie liberală și o Românie liberă. O să revin cu un episod dedicat pașoptiștilor pe acest subiect. Însă, revoluția aia pașoptistă pro-europeană, un fel de Maidan, dacă vreți, a fost înăbușită de către ruși. Pașol Naturbinca pașoptiștilor. A opta, 1853. Deja Moldova a pierdut Basarabia, a pierdut Bucovina, dar primește în compensare ceea ce numim gurile Dunării de Nord, sudul Basarabiei. Urmează un episod pe care nici măcar nu știu dacă să-l calific sau cum să-l calific, dacă este invazie sau nu. 1877, războiul de independență. Independența față de turci, bineînțeles, un episod eroic în istoria noastră, era cât paci să fie o altă țeapă istorică. Acum știți foarte bine povestea Carol I, Cogălnicianu, oamenii ăștia care au făcut România modernă și independentă. A fost de fapt un alt război între ruși și turci, în care pe teritoriul actual al Bulgariei, rușii erau într-o mare încurcătură, așa că ne-au chemat în ajutor. Am făcut un tratat cu ei, prin care România urma să fie independentă, urma să aibă o dinastie conducătoare, iată visul lui Cantemir se îndeplinea, și evident păstram aceleași granițe. A fost un moment eroic, am câștigat pentru ruși acele bătălii. Deci povestea aceea cu cucerirea independenței pe câmpul de luptă, cu faptul că am făcut coroana de fier a regatului României din tunul pe care l-am capturat la Plevna, totul este adevărat. Dar mai sunt și alte amănunte din povestea aia pe care preferăm să le uităm. După război, după ce rușii i-au învins pe turci cu ajutorul nostru, rușii au zis, da, știu că am semnat un tratat, că nu se schimbă nimic, dar de fapt noi vrem să vă luăm înapoi sudul Basarabiei. A fost un șoc la București, Parlamentul a votat în unanimitate o rezoluție prin care urma să rezistăm în fața acestei agresiuni. Rusia a amenințat armata română că o va dezarma. Și atunci s-a dat o proclamație prin care a spus țarului rus, majestate, o armată care s-a bătut la Plevna poate fi învinsă, dar nu poate fi dezonorată. Asta era atmosfera
domnitorul Carol I și Brătianu au făcut planuri de rezistență armată pe linia Târgoviște-Pitești și s-a pus problema reală a unui război între nou creată armată română și Rusia. Până la urmă s-a rezolvat la congresul de la Berlin de anul viitor, în care marile puteri au arbitrat povestea asta între Rusia, Bulgaria, România, Turcia, doar că s-a întâmplat ceva foarte interesant. Rușii, într-adevăr, au păstrat sudul Basarabiei și ne-au dat la schimb Dobrogea. Așa a ajuns România să aibă Dobrogea, ceea ce a fost un fel de premiu de consolare pentru faptul că după o alianță cu rușii am pierdut niște teritoriu. Lecție istorică, nu ne aliem cu rușii, deci nu considerăm 1877 ca fiind o invazie, să spunem jumătate de invazie pentru că era să o pățim. Un alt caz în care nu e clar dacă să numărăm invazie sau nu, dar tot a fost cu probleme, 1916-1918. Ne trezim aliați cu rușii pentru că erau aliați cu aliații noștri, francezii și englezii. E drept că rușii ne-au ajutat în bătălire de la Mărăști, au rezistat alături de noi împotriva germanilor, dar după aceea, Revoluția Rusă a dus la colapsul armatei rusești și soldații ruși au început să jefuiască Moldova, practic am fost forțați să încheiem pace cu nepții pentru că frontul se dezintegra în Moldova, a fost nevoie ca armata română, care încă era disciplinată, să escorteze, să dezarmeze pe ruși peste graniță. Și tot atunci am făcut greșeala de a trimite tezaurul la ruși. Nu mai faceți această greșeală, nu se trimite nimic de valoare la ruși. A noua, 1940. Aici este clar invazie, Stalin se aliază cu Hitler, împarte din două Polonia, Stalin ia și Basarabia, noi o cedăm și, de fapt, Stalin, sovieticii, se aliază cu naziștii și așa începe marele proces de nazificare, care continuă și în ziua de azi. 1941, dăm și noi înapoi, invadăm URSS-ul pentru a lua înapoi Basarabia, dar Antonescu este suficient de fraier să meargă și dincolo de Nistru. A 10-a, 1944, bun venit comunism. Armata Roșie ne eliberează de ceasuri, paltoane și de libertate. Și apoi se întâmplă ceea ce de facto Rusia a încercat de la 1711. Suntem asimilați în Imperiul Rus cu haina temporară de Imperiu Sovietic. 10 invazii curate și încă 3 episoade dubioase de alianțe în care eram foarte, foarte aproape să o pățim. 1711, 1877 și 1916. De fapt, în mintea celor care conduc Rusia nu se schimbă nimic. Petru cel Mare, Putin, Stalin, există o continuitate, există ceva defect în modul în care acești oameni se văd pe ei înșiși, ne văd pe noi toți și văd lumea. Este ceva profund defect în capul lor. Dacă ne uităm cu această lentilă la hartă, ne dăm seama ce noroc istoric avem cu Ucraina. Pentru prima oară, în 300 de ani, în 1991, am fost binecuvântați să nu avem graniță comună cu Rusia. Care e faza cu Rusia? A avut ceva cu noi? Hai să nu ne răsfățăm. Istoria nu este o luptă între români și ruși. Istoria acestei regiuni este o luptă între un vis imperialist, între o atitudine rasistă și dominantă și multe popoare care au încercat să scape de acest jug. De când a devenit vecina noastră, Rusia și-a întins imperiul în toate direcțiile, spre Finlanda, nordul Mării Negre, a omorât libertatea Ucrainei, s-a întins în Caucaz, parte din el sunt astăzi țări independente, dar amenințate permanent de Rusia, parte sunt un fel de județe în interiorul Rusiei, și-a făcut lanțul de țări aservite, stanurile care au fost inițial parte din Imperiul Rus și acum sunt state din nou independente, dar agresate și influențate de către Rusia. Ba chiar a luat o regiune din China, mare cam cât Germania, dacă nu chiar mai mare. Toate acestea s-au întâmplat într-o epocă a imperiilor.
o epocă în care Anglia își făcea un imperiu colonialist în Africa, în Orient, în India, Germania, Franța, toți aveau visuri imperiale. Însă, acele imperii s-au terminat. Astăzi este de neimaginat că Anglia ar putea să bombardeze Nigeria, de pildă, sau multe orașe din Africa, așa cum bombardează rușii Groznii, sau Kievul, sau Mariupol, doar pentru că oamenii ăia vor să fie liberi. Este de neimaginat ca restul lumii să mai facă ceea ce face Rusia. Rusia este un imperiu brutal care a rămas cu logica asta în care dacă nu te supui, te bombardezi. Am fost de multe ori, tocmai m-am dat câteva exemple, la un fir de ață de a fi parte din acest imperiu. De ce rasism? Pentru că vorbim de un etos anume în care rușii consideră toată zona ca le aparținându-le și toată lumea trebuie să vorbească rusește, toată lumea sunt de fapt un fel de ruși, un fel de ruși de defecți. Hai să ascultăm din nou pe băiatul ăsta. Asta învață rușii la școală, ăsta este discursul dominant al lor și a fost întărit în ultimii ani prin militarizare și prin dictatura lui Putin, care nu are ce să ofere, Rusia nu are soft power, nu are putere de atracție. Rusia vrea să-și crească un imperiu utilizând metode de acum 200 de ani. Asta este tragedia care se întâmplă acum sub ochii noștri și să nu ne gândim că suntem pe altă planetă. Să nu ne comportăm ca și cum nu este problema noastră. Nu este problema noastră pentru că este problema Ucrainei, care, repet, este singurul lucru care stă între noi și graniță comună cu Rusia. Nu spun acum asta pentru că este război în Ucraina. Am mai scris-o, am mai spus-o și la București și la Kiev, am organizat un forum România-Ucraina în care am insistat pe această idee că indiferent ce supărări avem noi cu ucrainienii, minorități, trafic de țigări, narativul mare, norocul istoric al României este existența statului ucrainian pe care trebuie să-l susținem pentru că altfel ne întoarcem la a fi o pradă directă pentru imperiu. În aceste zile descoperim acest uriaș vecin al nostru. Ucraina este cel mai mare vecin al nostru de departe. Avem cea mai lungă graniță cu Ucraina. Este o țară despre care până acum o lună și câteva zile nici nu vorbeam, de parcă nu exista. O redescoperim, ne comportăm ca un popor civilizat, empatic și sunt foarte mândru de lucrul ăsta. Și haideți să descoperim, să menținem această nouă descoperire a Ucrainei, inclusiv prin această lentilă istorică, pe mai departe, în mintea noastră și în modul în care ne vom comporta ca vecini și ca prieteni. Slavă Ucrainei că nu avem graniță comună cu Rusia!